O civilizație de tip 7 este un nivel ipotetic de avansare tehnologică propus de astrofizicianul rus Nikolai Kardashev în 1964. Cu toate acestea, este important de reținut că acest concept de civilizație de tip 7 este pur speculativ și nu se bazează pe nicio dovadă observabilă în prezent. Posibilitatea ca oamenii să atingă un astfel de nivel de avansare tehnologică este incertă și ar depinde de o serie de factori, inclusiv de progresele în știință și tehnologie, de stabilitatea politică și de progresul societății. De asemenea, posibilitatea ca noi să găsim vreodată o astfel de civilizație este extraordinar de scăzută, poate chiar imposibilă. Dar care este motivul din spatele acestei șanse extrem de reduse? Hai să aflăm! Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Tipurile de civilizații. În 1963, astrofizicianul rus Nikolai S. Kardashev a venit cu o modalitate ipotetică de a înțelege unde anume ne încadrăm. El a creat ceea ce a ajuns să fie cunoscut sub numele de scara Kardashev, o metodă de măsurare a gradului de avansare a realizărilor tehnologice ale unei civilizații pe baza cantității de energie pe care o poate valorifica. Așa cum a prezentat în lucrarea sa influentă Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations, o civilizație avansată, probabil extraterestră, ar avea capacitatea de a transmite semnale radio departe în cosmos. Kardashev a venit inițial cu trei tipuri de civilizații, o scară care a fost ulterior extinsă în diverse moduri de către alții, concentrându-se nu numai pe tehnologia de comunicare, ci și pe factori suplimentari. O civilizație de tip 1, cunoscută și sub numele de civilizație planetară, are capacitatea de a valorifica toată energia planetei sale de origine, utilizând toată energia care ajunge pe planetă, cum ar fi cea solară, și toată energia pe care o poate produce, termică, hidro, eoliană și așa mai departe. Kardashev a descris-o ca având un nivel tehnologic apropiat de nivelul atins în prezent pe Pământ. Fizicianul Michio Kaku consideră că o civilizație planetară ar trebui să fie capabilă să controleze lucruri precum cutremurele, vremea și vulcanii și ar construi orașe oceanice. Dacă așa stau lucrurile, nu suntem încă acolo. Kaku crede că va mai dura aproximativ 100-200 de ani pentru ca noi să ajungem la statutul de tip 1. Carl Sagan credea că în prezent ne aflăm la aproximativ 0,7 din drumul spre civilizația de tip 1. Odată ce ajungem la tipul 1, ce urmează? Probabil că vom părăsi Pământul căutând să extragem energie de pe alte planete. Dacă vom putea deveni o civilizație interplanetară care poate utiliza potențialul energetic total al unei stele, am deveni o civilizație de tip 2. O modalitate de a valorifica energia unei stele este de a construi o megastructură în jurul acesteia, numită sfera Dyson. Aceasta ar înconjura complet o stea și ar capta toată energia acesteia. Apoi ar fi capabilă să transfere energia pentru a fi folosită de planeta de origine. Bineînțeles, acest tip de invenție ar eclipsa steaua morții din universul Star Wars, necesitând o tehnologie uimitoare pentru a fi construită și ar putea lua diferite forme. Ideea inițială a fizicianului și matematicianului Freeman Dyson din 1960 a fost că o astfel de structură ar acoperi o suprafață de 600 de milioane de ori mai mare decât suprafața Pământului. Este de înțeles că sfera Dyson a devenit un element de bază în căutarea vieții extraterestre. Dacă poți observa o sferă Dyson în spațiu, atunci extratereștrii nu ar trebui să fie departe. Cât de aproape suntem de a deveni constructorii megastructurilor de tip 2? Este un salt mare în ceea ce privește capacitățile și probabil că ar fi nevoie de 1000-2000 de ani pentru a le atinge. O civilizație de tip 3 este de un cu totul alt ordin de evoluție.
fiind nevoie probabil de 100 de mii de ani sau mai mult pentru a ajunge acolo. Kardashev a văzut-o ca pe o civilizație în posesia unei energii la scara propriei galaxii. Da, trebuie să ai parte de energie la nivelul unei întregi galaxii pentru a ajunge atât de avansată. Probabil că oamenii vor fi dispărut de mult până în acel moment, devenind un fel de ființe cibernetice post-biologice. Vorbim despre o lume în care roboții construiesc sfere Dyson în voie în toată galaxia, utilizând o tehnologie de propulsie spațială încă de neconceput pentru a se deplasa. Poate că o astfel de civilizație ar fi de asemenea capabilă să obțină energie din găuri negre sau să creeze stele producătoare de energie în voie. Ce va urma după un astfel de progres? Kardashev nu a văzut necesitatea de a emite ipoteze privind alte civilizații. Dar prognosticatorii de atunci au propus că o lume de tip 4 ar fi cea capabilă să valorifice energia unui întreg univers, în timp ce o lume de tip 5 poate face același lucru într-un multivers, obținând energie din mai multe universuri, dar tipul 6. Vorbim aici de chestii dumnezeiești, controlând timpul și spațiul, creând universuri după bunul plac. Tipul 7, nici măcar nu ne putem imagina sau înțelege cum ar putea fi. De ce nu vom putea găsi niciodată o civilizație de tip 7? În explorarea spațiului cosmic și a posibilității de a descoperi civilizații extraterestre, ne confruntăm cu o serie de provocări și limite tehnologice semnificative. Încercarea de a comunica sau interacționa cu civilizații de tip 1 sau 2 necesită tehnologii avansate, dar chiar și această perspectivă este încă în stadii incipiente și departe de a fi realizată. În prezent, eforturile noastre se concentrează pe transmiterea semnalelor în spațiul cosmic, dar acestea necesită o mare cantitate de energie și sunt afectate de atenuarea semnalului pe distanțe mari. Înainte de a visa la comunicarea cu civilizații de tip 7, trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor pentru a căuta și contacta civilizații de niveluri mai mici. Probabil că în prezent, chiar și dacă o civilizație de tip 7 ar exista, noi nu am putea detecta-o pentru că pur și simplu nu o înțelegem și nu știm cum se manifestă în univers. Poate o astfel de civilizație se află mai aproape decât credem, dar probabil nu vom afla niciodată din cauza tehnologiei noastre rudimentare. Pe lângă dificultățile tehnologice, distanțele astronomice reprezintă o altă piedică semnificativă în descoperirea civilizațiilor avansate, chiar și cele de tip 2. Spațiul cosmic este vast și neînțeles, iar distanțele dintre galaxii și universuri sunt de neconceput pentru mințile umane. Chiar dacă am dezvoltat tehnologia necesară călătoriilor cosmice, ar dura mii sau chiar milioane de ani să ajungem la o altă galaxie sau într-un potențial alt univers. O astfel de călătorie depășește cu mult speranța de viață a oamenilor și a societăților umane, făcând practic imposibilă întâlnirea fizică cu o civilizație de tip 7. Chiar dacă fizica cuantică a introdus ideea unor universuri paralele, cunoștințele noastre despre acestea sunt încă limitate. În prezent explorăm doar suprafața acestui domeniu complex, iar comunicarea sau călătoria între universuri rămâne în mare măsură în sfera speculațiilor științifice. Cu toate că ne poate captiva imaginația să considerăm posibilitatea interacțiunii cu civilizații din alte universuri, încă nu avem mijloacele tehnologice sau științifice pentru a confirma sau infirma această ipoteză. Limitele observaționale reprezintă un alt impediment în căutarea civilizațiilor de tip 7. În prezent, telescoapele și instrumentele noastre de observație se concentrează pe galaxia noastră, Calea Lactee și pe câteva galaxii îndepărtate. Detectarea și identificarea civilizațiilor de tip 7 necesită observarea și analiza evenimentelor și fenomenelor cosmice la scară galactică sau cosmică, ceea ce poate fi extrem de dificil sau chiar imposibil cu tehnologia actuală și cea care va fi dezvoltată în următorii zeci de ani.
În plus, deși universul este vast și conține miliarde de galaxii, căutarea civilizațiilor de tip 7 se bazează pe premisa că acesta există în univers. Cu toate că există o multitudine de exoplanete și sisteme stelare pe care le-am descoperit până acum, încă nu avem dovezi concrete ale existenței unor civilizații avansate. Acest lucru face ca investigarea și cercetarea lor să fie extrem de speculative și dificile, iar existența civilizațiilor de tip 7 rămâne o ipoteză interesantă, dar încă neconfirmată. Concluzie. În încheiere, descoperirea unei civilizații de tip 7 este un obiectiv îndepărtat și plin de provocări pentru omenire. Limitările tehnologice, distanțele astronomice, universurile paralele, limitările observaționale și absența unor dovezi concrete reprezintă factori cheie care ne împiedică să atingem acest obiectiv în prezent. Cu toate acestea, cercetarea continuă și progresul în știință și tehnologie ne oferă speranța că în viitorul îndepărtat putem avea o perspectivă mai clară asupra existenței și posibile interacțiuni cu alte civilizații, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Până atunci, trebuie să continuăm să explorăm, să învățăm și să rămânem deschiși la posibilitatea că suntem partea unui univers vast și plin de mister. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.